Bazinul de not din Drobeta Turnu Severin se află pe buzele tuturor severinenilor atunci când aceștia își expuneau principalele doleanțe cu privire la proiectele pe care aceștia și le doresc a fi implementate în orașul nostru. Așteptarea se apropie de final, iar contractul semnat pe timpul guvernării PSD a intrat în ultima etapă, aceea de execuție. Un aport substanțial la realizarea acestei investiții a fost adus de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, de primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, dar și de actualul deputat PSD Mehedinți, Alin Chirilă, care la data semnării contractului de investiții de către CNI era un factor important în Guvernul României, ocupând în acel moment funcția de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Și în perioada ce a urmat, acesta a acordat o atenție sporită acestei investiții, considerând-o investiția sa de suflet. Vreau să anunț că lucrările bazinului de not din Drobeta Turnu Severin, din județul Mehedinți, au început. Astăzi se lucrează la bazinul de not, un obiectiv foarte important pentru toți mehedințenii și pentru Severinul nostru. Sunt mulți muncitori pe șantier, bineînțeles nu astăzi, fiindcă este duminica, dar în cursul săptămânii o să vedeți foarte mulți muncitori care lucrează pe acest șantier foarte important pentru noi, așa cum spuneam. Este un proiect foarte bun pentru severineni, fiindcă va da practic acea șansă a tuturor copiilor noștri să învețe să noate și nu numai în acest bazin. Este un proiect de care m-am ocupat personal împreună cu președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și primarul nostru, domnul Marius Creciu, un proiect foarte important pentru noi, așa cum spuneam, și foarte modern. Așa cum v-am mai spus, acest proiect, acest bazin de not va fi unic în România, fiindcă va fi practic un centru sportiv și nu numai, un centru de relaxare pentru noi toți. Acesta va include, așa cum vă spuneam și o să mă repet, va fi un bazin de înot care va avea și multe centre spa-uri, va avea o sală de fitness și un mic bufet pentru toți părinții care vin cu copiii să înoate, va putea bea o cafea în liniște sau un suc. Este un proiect drag nou și a tuturor și dorit de foarte mulți cetățeni, locuitori ai orașului și ai județul Mehedinți. Am stăruit mult în acest proiect, fiindcă județul Mehedinți are destui notători care chiar sunt medaliați, sunt premiați în România și era pentru noi imposibil să avem astfel de stele printre noi care se antreneze în alte județe. În scurt timp, aproximativ 2 ani de zile, acești notători de performanță vor putea da Mehedințului medalii pe care le merită la ei acasă și în alte județe. Bazinul de not din Drobeta Turnu Severin va fi cu siguranță unul din cele mai frumoase din țară. Dotările sunt la un nivel ridicat, cum unii nici nu pot visa. Bazinul modern va fi un vis devenit realitate pentru practicanții acestui sport. Va fi un loc excelent pentru copii, dar și o oază de liniște și relaxare pentru adulții care pot merge la spa sau chiar își pot bea liniștiți cafeaua la restaurantul situat chiar în incinta complexului sportiv. Să nu uităm și de sala de fitness, o altă utilitate care împreună cu celelalte facilități vor transforma bazinul de înot în cel mai util și frumos complex sportiv din România și va fi cu siguranță o mândrie pentru toți mehedințenii.